Salut! Ce să zic? E baie, am făcut 3 km în 14 minute. Mai am de făcut doar 30 de kilometri, pe care probabil că o să-i fac în 14 ore și 16 minute. Și mori, frate, sunt în Paris. E ceva accident, am înțeles, mai în față, încolo. Sunt aici într-un tunel. Sperăm să nu pună ăștia bombe sau ceva, să crape dracu ăsta pe aici. E jalnic Parisul. Am zis că nu mai intru după ora 4, dar ideea este că aveam ceva de descărcat și nu mai era nimeni acolo și mă duc la o altă adresă. Totuși mai sunt câteva ore în care pot circula. Și am zis să scap un pic de tot circul ăsta, știi? Măcar mai fac o livrare. După care mă reîntorc tot pe lângă Paris, pe aici, pe prima centură, să zic așa. Și dimineață, undeva la 7 și jumătate, 8, voi putea face livrarea. Sper că în 2 ore să termin de descărcat. Mai am 30 de kilometri. Chiar nu mi-e arde să merg așa cu 3 la oră să vizitez acest tunel. Suc. Acolo scrie suc. E de la dozator de tec. Aveți și suc de piper? Nu aveți. Bă, e nașpa, frate. Deci ți-am zis, după ora 4, dacă intri în Paris, te ai you know. Iar dimineața, după ora 10 și jumătate, 11, poți să pătrunzi. Da, e groaznic. Da, da, uite, e timp de mail-uri. Uite, îmi plac Ford-urile alea, Golf 5 ăla, de fapt, nu e Ford. E Volkswagen Golf 5. Dar cine conduce, mă? Că e tot întuneric. A, poate e de la geamurile alea fumurii. Să trecem peste detalii. Da, uite, așa merem. GPS-ul s-a pus și el la somn. Nici o mașină, și că e Tico. Fiat, ce dracu e ăla. Ăla, mă, de acolo, albastru. Partea bună este că mâine termin de descărcat. Deci mai am de făcut o livrare. Mai am de dus ceva lângă Paris. După care mă duc acolo, spre Lyon. Și mâine termin de descărcat și poi mâine dimineață voi încărca. Se pare că l-au găsit o marfă, una singură, nu prea știm exact despre ce e vorba încă, dar este foarte bine și sper să rămână în picioare treaba cu marfa, pentru că ar fi chiar fain. O ușă. O ușă. O ușă. N-ai ce să faci, frate. N-ai ce. Escape, e bine de știut unde este. E un fel de n-ai să crezi la pătrat. Cred că ar fi putut să facă și o parcare în tunelurile astea. Mai stai la o cafea, la un brief core și la o pragă. Uite-o pe Raluca. Raluca lui Anastase. Te dracu că am și nebunit aici, frate. No, ce să zic? Sper să ies din tunelul ăsta. Motocicliștii, atenție mare la ei.
Da, păi de ce claxonați că n-are rost, serios? Chiar n-are niciun farmec. Stai să pun camera. Deși nu știu ce să mai filmez pe aici. G11, 284 de volți. Cum o ții, mă, simt? 284? O, ce dracule. Deci mai sunt 350 de metri și ieșim din tunel alergând. Arată un omuleț acolo care aleargă. De fapt, nu știu dacă este om. Indeca. Hai, Chuck Norris. Am văzut câteva accidente pe aici prin Paris cu motocicliști, scuteriști. Eu nu știu, adică n-am niciun fel de problemă cu ei pe ideea că trebuie să te descurci aici și trebuie să te miști, dar din punctul meu de vedere, fii atent ce ceas fain are cheia la bord. Nu știu dacă vezi. În sfârșit. Și consider că își riscă foarte mult viața. Din punctul meu de vedere. Dar asta înseamnă adaptabilitate, da? Deci 325 de metri, fii atent. Oh. I-am dat a doua. Oh. Și merg. Am o viteză supersonică de 30 de km la oră. Da, ce să zici, frate, asta e... Uite ce chestie aici. Mercedes. Nu, te-ai strecurat. Bagă-te, ce să zic. Nu mai vrei. E tragic, frate, prin tunel pe aici. Au ăștia un trafic. Nu, vii acum. Nu mai vii. Nu stai acolo. Luați așa ceasurile alea de pe mașină. Ce dracu să uită la filul ăla? Bă, driving. O, ăsta a venit încoace de nu să mai treacă motocicliște așa. Nu mai am unde să mai mă duc. Bun, băieți, închidem această sesiune. Dracu, să mai zici. Nu mai zici nimic.